diverse pubblicazioni in Romania, un critic literar, un realizator de televiziune. Toate acestea adăugau doar o singură chestiune, cel care l-a debutat în 1986 în Slat pe Dan Mircea Cipariu. Nu știu acest element biografic. Toate acestea poartă un singur nume. Gabriel Rusu. Premiul pentru jurnalist cultural 2010, Gabriel Rusu. Pentru sprijinul constant acordat demersurilor APLER, consacrate perfecționării cadrului legislativ și mediului de lucru al culturii și economiei. Felicitări! Doamnelor și domnilor, deci sunt ultimul pe listă la jurnalist cultural și am și o vârstă. Vreau să vă spun, toată lumea a vorbit, eu n-aș vrea să vorbesc, dar mă simt puțin obligat, așa și vreau să vă spun că mie mi-a fost foarte simpatic Sasha Pană și mi este încă așa cu un soi de disperare. Sasha Pană a trăit foarte mult și a devenit foarte cunoscut pentru că a trăit foarte mult. El a fost contemporan cu acei scriitori și artiști și artiști români care au chiar au dat la apă, ca să spun așa, cultura română în perioada interbelică. Atunci a trăit Sasha Pană și atunci, după mine, e o perioadă pe care eu o iubesc foarte mult și aș fi vrut să trăiesc atunci, dar a trăit Sasha Pană, eu nu. Și Sasha Pană, deci, i-a cunoscut pe foarte mult, pe toți, cred. Și după aceea, după ani de zile, a trăit mult. Decenii. După decenii de zile, eu eram tânăr elev la un liceu, la Uman, după aceea am fost tânăr, după aia am fost student și elev, eram tot tânăr, bineînțeles. După aia am fost tânăr profesor și am fost și tânăr jurnalist cultural. Și în toată această perioadă, care s-a întins de prin 68 până prin mai încoace, Sasha Pană publica multe cărți, eu le citeam cu aviditate, după aia mi-am dat seama că erau cam o singură carte de amintiri care se tot repeta, se reedita, mai cu adăugiri, despre acea perioadă. Ei bine, eu văd că încep să trăiesc mult, ceea ce mă, puțin periculos. Și mi-amintesc acum de Sandu Condescu și mă bucură că numele lui este numele unui premiu pentru literatură. Și mi-amintesc de Costi Stan și de George Crăciun și de Ionică Flora și de mulți alții. Și îmi dau seama că am luat premiul de jurnalist cultural pentru că am trăit mult și am cunoscut pe ei și am scris despre ei și am fost prieten cu ei și poate o să mai scriu despre ei. Și dacă o să trăiesc mult așa, o să mai iau premii de jurnalist cultural. Dar dacă se adeverește ce spune Dan Mircea Cipariu, apropo de premie, că una e diploma și banii, mă rog, europenește, vin mai târziu, s-ar putea ca ultimul premiu de jurnalist cultural pe care o să-l iau, să iau diploma, să o simt așa în mână, o baie de hârtie. Mi-e place hârtia, mai puțin computerul. Ei bine, dar banii să nu-i mai apuc și banii să fie donați unui tânăr